Nadia Romiro, CNN correspondent. Thank you so much, Nadia, Mulțumesc mult, Nadia, pentru că ești alături de noi azi. Thank you for having me, Sabina. Mulțumesc pentru invitație, Sabina. În Washington, capitala este în lockdown acum din cauza unei amenințări de securitate. Care este situația? Pentru că știm că Washington nu este în stare de urgență și că securitatea este foarte crescută. Da. Am avut ceea ce s-a numit o urgență de securitate. A fost un incendiu care s-a produs nu departe de Capitoliu și de aceea Capitoliu a fost închis. Și așa cum vă imaginați, oamenii încă își amintesc ceea ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie, atacul la Capitoliu, și au crezut că este o nouă amenințare. Din fericire, de data asta a fost doar un mic incendiu. Nu departe de Capitoliu și lucrurile par a reveni la normalitate, dar este o nouă normalitate aici în DC, pentru că avem foarte multe agenții de securitate, Garda Națională, totul este păzit și sunt baricade chiar și locuri de verificare. Oamenilor li s-a cerut să nu vină în capitale. Este o inaugurare cum nu a mai fost. Ziua depunerii jurământului este miercuri. Să spunem puțin, Nadia, care este importanța acestui moment pentru americani și pentru noi, cei din Europa, din lume în general. Te aud greu, dar cred că m-ai întrebat ce înseamnă depunerea jurământului. Este unul dintre cele mai democratice procese care se întâmplă din 1797. Fie că pierd al doilea mandat, această inaugurare, această depunerea jurământului este foarte importantă pentru trecerea de la o putere la alta. Chiar și când este vorba de președintele Trump, și președintele Trump și domnul Obama nu au avut cea mai bună relație, dar au decis că, pentru că au spus că Obama nu era născut în Statele Unite, că este musulman, dar chiar și așa Obama i-a salutat pe președintele Trump și pe Melania Trump i-a primit la Casa Albă, i-a primit pe cei care au vizitat Casa Albă, deci asta este ceea ce ne așteptăm să vedem, dar de data aceasta nu se va întâmpla așa. Președintele Trump a spus că nu va fi miercuri la depunerea jurământului. Este ceva ce nu am văzut, dar este ceva obișnuit pentru domnul Trump să rupă tradiția și asta este ceea ce face și acum. Președintele vrea să aibă o ceremonie în stil militar, oamenii să-l aplaude, să-l celebreze și asta vrea să facă în ziua depunerii jurământului ca să atragă cumva atenția. Președintele vrea să mai meargă o dată cu Air Force One din DC până în Florida de Sud, unde va rămâne după ce nu va mai fi președinte. Și apoi vom avea un nou președinte, pe Kamala Harris ca vicepreședinte, care face istorie ca prima femeie de culoare care este vicepreședinte. Ei vor începe de miercuri la prânz, când vor depune jurământul și apoi vor semna tot felul de decrete care sunt necesare în primele zile și vor interzice oamenilor să intre în capitala. Unul dintre ele va opri oamenii să intre în capitala Statelor Unite. Vom discuta peste câteva secunde despre aceste schimbări, dar în ceea ce privește ceremonia în sine, cum va schimba COVID-19 depunerea de jurământ? Amenințarea pe care o vedem acum este fără precedent.
De regulă avem sute de mii sau milioane de oameni care ar veni în Washington să sărbătorească depunerea de jurământ. Am avut pentru președintele Obama 1 milion la prima depunere de jurământ și 2 milioane la a doua. Este șocant. Oamenii stau acolo unii lângă alții, alături, cu steaguri. Dar acest lucru nu se va întâmpla de data aceasta pentru că străzile sunt pline de personal de militar, de ofițeri. Este ceva ce nu se vede în Statele Unite, este ca și cum ne-am pregătit pentru un război. Așa arată capitala, ca un fel de fortăreață. Deci majoritatea evenimentelor vor fi virtual, online, iar primarul Washingtonului, care este ca un fel de guvernator, ne-a cerut să stăm acasă și să vedem evenimentele online. Este și din cauza COVID, pentru că știam că depunerea jurământului va fi puțin diferită. Oamenii din țara noastră, americanii care au ucis polițiști pe 6 ianuarie și au încercat să ocupe Capitoliu, au dus la această securitate. Ai spus că foarte multe decrete vor fi semnate imediat după ce Joe Biden își va lua locul. Haideți să explicăm puțin cum se vor schimba relațiile, de exemplu, cu Uniunea Europeană sau cu NATO, având în vedere cât de diferit este Biden în comparație cu Trump. Da, sunt foarte diferiți, așa e. Joe Biden este președintele ales, care va fi un moderator mai mult decât președintele Trump. El este conservator, așa cum am văzut prin tot ce a făcut. Joe Biden nu este nici el cel mai liberal, dar este democrat. Este de școală veche, un democrat de școală veche. El crede că trebuie să colaboreze cu celelalte țări, să ne unim forțele cu aliații și să nu considerăm că avem dușmani în lume. Vom avea o schimbare de perspectivă și Rusia va fi considerată un inamic. Joe Biden a ales ca știința să fie un pilon al administrației sale, ceea ce n-am văzut la Trump. Deci Joe Biden se va preocupa de schimbările de climă, va fi preocupat de COVID-19 și de pandemie, ceea ce va fi diferit față de Trump, care a spus că putem să bem niște dezinfectant și o să ne treacă boala. Deci ne așteptam la mai multe de la Biden decât de la președintele Trump. Indiferent că e vorba de relații, fie că este vorba de pandemie sau de lucruri legate de economie sau de politică. Îți mulțumesc mult, Nadia, pentru că ai fost alături de noi astăzi. O să ținem legătura legat de acest subiect. Este o zi foarte importantă care se apropie la Washington.